Domnul Țăranu, despre Orhei am vorbit. Clar că multe lucruri se vor întâmpla duminică și săptămâna viitoare le vom discuta. Dar la Bălți, ca și prognoză, la ce să ne așteptăm? Pentru că astăzi deja vorbim despre două componente. Avem scenariul A și scenariul B. În ambele cazuri, cum rămâne cu dezvoltarea acestui oraș, cu deja alegerile sau influența asupra alegerilor următoare? Acolo se vor confrunta reprezentanții partidului domnului Osatăi și socialiștii, din câte înțeleg eu. Asta e ce se întâmplă la Bălți. După toate probabilitățile, foarte mult depinde de această săptămână, de aceste 10 zile cât au rămas până la alegeri. La 4. Deja s-a consumat o jumătate de campanie. Să vedem cum se manifestă candidații. Eu sper că campania electorală contează. Și, deci, rezultatele nu sunt determinate din start. Să vedem cum se va termina această confruntare. Chiar este interesant ce vor face socialiștii, cum vor găsi contraargumente împotriva partidului nostru și da, invers. Da. Domnul Țăranu, cum îl vedeți pe acest candidat din partea PSRM-ului? Este candidatul PSRM-ului sau nu este candidatul PSRM-ului? Pentru că noi am discutat despre cât de ne-PSRM este acest candidat care a ajuns la Bălți pe lista PSRM-ului, Moroșanu, despre care toată lumea vorbește un singur lucru, că e sub aripa lui Caramalac. Al socialiștilor. El este absolut incognito. Deci, tabula rasă, cu una ce scrie. Deci, l-am văzut într-o emisiune televizată la Roșie. El acolo era un magician, ceva de felul acesta. E, rămâne magician. Da. Mi-aduc aminte, unul l-a numit concurent nu prea bun. Nu vreau să, că e campanie electorală. Da. Dar, bun, asta a fost decizia partidului. O parte din locuitorii Bălțului l-au votat. Mai degrabă cred că au votat totuși Partidul Socialiștilor decât candidatul. Și asta încă o dată vorbește despre faptul că alegerile în municipii și în consilii regionale mai degrabă nu sunt alegeri pentru oameni, dar sunt alegeri totuși politice. Chiar dacă contează, desigur, că și personalitatea candidatului. Da, dar vom vedea. E clar, la Bălți nu va fi un primar pro-european. Asta e evident. Bine, acum, nici nu discutăm neapărat despre direcția în care gândește un candidat sau altul.